Centrul Cultural Județean Arad a pregătit o serie de evenimente pentru a le oferi arădenilor o atmosferă de sărbătoare pe tot parcursul lunii decembrie. Astfel, evenimentele propuse de Centrul Cultural sunt următoarele. 1 decembrie 2012, Ziua Națională a României, concerte pe platoul din fața Palatului Administrativ, în perioada 30 noiembrie 2 decembrie. Mesagerii nașterii Domnului, Dezna, Biserica Baptistă. Caravana tradițiilor de iarnă, Buteni, Căminul Cultural, ora 18. Caravana tradițiilor de iarnă, Bata, Căminul Cultural, ora 18. Caravana tradițiilor de iarnă, Săvârșin, Căminul Cultural, ora 18. 2 decembrie 2012. Mesagerii nașterii Domnului, Aldești, Biserica Aldești. Caravana tradițiilor de iarnă, Târnova, Căminul Cultural, ora 18. Caravana tradițiilor de iarnă, Ineu, Căminul Cultural, ora 18. 6 decembrie 2012. Mesagerii Îngerii Nașterii Domnului, Gurahons, Biserica Penticostală, 7 decembrie 2012, Cina Porcului, Arad, Micalaca, Parcul 23 august. 8 decembrie 2012, Cina Porcului, Arad, Micalaca, Parcul 23 august. Caravana Tradițiilor de Iarnă, Covăsânț, Căminul Cultural, ora 18. Caravana Tradițiilor de Iarnă, Zăbrani, Căminul Cultural, ora 18. 9 decembrie 2012, Mesagerii Nașterii Domnului, Lipova, Biserica Penticostală, Apă Vie. 13 decembrie 2012, Mesagerii nașterii Domnului, Sâmbăteni, Biserica Penticostală. 14 decembrie 2012, Mesagerii nașterii Domnului, Dieci, Căminul Cultural. 15 decembrie 2012, Caravana Tradițiilor de Iarnă, Vladimirescu, Căminul Cultural, ora 18. 16 decembrie 2012, Caravana Tradițiilor de Iarnă, Cărand, Căminul Cultural, ora 18. Caravana Tradițiilor de Iarnă, Sheitin, Căminul Cultural, ora 18. Caravana Tradițiilor de Iarnă, Șiria, Căminul Cultural, ora 18. Mesagerii nașterii domnului Semlac, căminul cultural 22 decembrie 2012 caravana tradițiilor de iarnă pecca căminul cultural ora 18 23 decembrie 2012 caravana tradițiilor de iarnă arad platoul din fața palatului administrativ ora 17